Andra nu consumă băuturi alcoolice și a mărturisit motivul pentru care nu face acest lucru. Frumoasa cântăreață Andra nu consumă băuturi alcoolice, iar motivul este serios. Artista a mărturisit că a avut parte de un moment jenant în familie, atunci când a mers în vizită la socrii, părinții lui Cătălin Măruță. După ce a băut două pahare cu vin, a început să povestească anumite pasaje care nu ar fi trebuit. Eram la Târgu Jiu, la socrii mei și stăteam la povești cu dânsii. Avem o relație extraordinară, mă iubesc foarte mult și m-au primit în familia lor ca pe o fiică lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine. Pe când eram la Târgu Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, și, ce crezi, m-am amețit pentru prima dată în viața mea, așa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari povești despre Măruță. Am povestit tot ce trebuia și ce nu trebuia, așa că a fost cu plâns și cu râs în seara aia. Ușor, ușor însă, după o jumătate de oră, am și adormit, virgulă, a povestit Andra.